Bun găsit, sunt Sergiu Voicu, începe Jurnalul Economic. S-au încheiat negocierile pentru autostrada Ploiești-Brașov. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a finalizat săptămâna trecută ultima rundă de discuții pentru construcția în parteneriat public-privat a șoselei de mare viteză, potrivit economica.net. Asocierea dintre cele două firme din China și Turcia urmează a veni acum cu oferta finală, după care Comisia de Evaluare va decide dacă atribuie sau nu contractul estimat la 1,36 de miliarde de euro. Durata de proiectare și execuție a autostrăzii este stabilită la maximum 4 ani, iar durata de întreținere și operare de către partenerul privat este de 20 de ani. Parteneriatul presupune că statul va contribui cu 25% din costul investiției, iar partenerul privat cu restul de 75%, la care se adaugă costurile de întreținere și operare. Pentru recuperarea banilor se va introduce o taxă de autostradă de 6,3 euro pe 100 de kilometri. Însă sunt puține șanse ca banii strânși din taxa de autostradă să acopere costurile de construcție și operare, așa că statul va trebui să suporte diferența. Și vor fi costuri uriașe dacă ne uităm la experiența vecinilor noștri. De exemplu, în Ungaria a fost făcută autostrada M5 parțial și M6 prin parteneriat public-privat. Va trebui însă să o plătească pentru concesiunea făcută până în 2040, 7% din PIB-ul actual al țării. Aproape 1,5 milion de bucureșteni trebuie să pregătească de acum pături groase și oale pentru încălzit apa. Îi așteaptă încă o iarnă cu pene de căldură și lipsa apei calde, chiar dacă primarul și premierul demis au făcut promisiuni călduțe. Edilul Capitalei vrea să modernizeze 300 de kilometri de conducte din cei 4.000 care străbat Bucureștiul. Recunoaște însă că face planuri cu bani europeni pe care nu îi are, așa că iarna aceasta prinde metropola cu aceeași rețea învechită. Suntem foarte avansați pentru a atrage 180 de milioane de euro fonduri nerambursabile pe POIM în beneficiul bucureștenilor. Ce se va întâmpla în perioada următoare este greu să vă dau un răspuns, dar pot să vă spun că vom fi aceia susținători ai dumneavoastră. De anul viitor, din 2020, cel puțin 1 milion de proprietari de mașini ar urma să plătească pentru a circula în București. Autoturismele non-euro, Euro 1 și Euro 2, vor avea interzis în centrul capitalei și vor plăti o taxă ca să aibă acces în restul orașului. Mașinile Euro 3 și Euro 4 pot circula peste tot dacă proprietarii achită vinieta oxigen. Cine nu respectă regulile va fi amendat cu până la 2000 de lei. Șoferii care au mașini sub Euro 5 vor plăti începând de anul viitor o vinietă pentru a circula pe străzile din București, indiferent de orașul în care este înmatriculat autovehiculul. Tariful pleacă de la 5 lei pe zi pentru mașinile Euro 3 și Euro 4 și poate ajunge până la 1900 de lei pe an pentru mașinile non-euro. Pentru Euro 3, de exemplu, veți plăti 700 de lei pe an ca să circulați în centrul București. Cum vi se pare? Foarte mult. Mașina mea are 80.000 de kilometri, nu are o uzură foarte mare, că sunt alte mașini care sunt Euro 5 și au 300.000 de kilometri. Nu mi se pare o măsură rea, adică consider că având în câte mașini sunt în București, câtă polare se face, e ok să mai limitezi un pic chestia asta. 1.500 pe an. Vai de mine, în cazul ăsta mă las de mașină, dar unde e lege nu-i tocmeală, ce să fac? Am datoria să mă supun, schimb o mașină. Măsura vizează 382.000 de mașini din categoriile non-euro, Euro 1 și Euro 2 și 653.000 de mașini din categoriile Euro 3 și Euro 4. Mașinile hibrid, cele electrice, Euro 5 și Euro 6 pot circula fără restricții pe toate arterele din capitală. Mașinile non-euro, Euro 1, Euro 2 nu vor mai avea acces în zona de acțiune a calității aerului. Zona o vom delimita cu indicatoare care vor fi special făcute cu vinieta tip oxigen și va fi presemnalizată de la cel puțin 1 kilometru. Zona cu restricții include, între altele, Piața Victoriei, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul Libertății. În special, marile intersecții sunt cele mai poluante, pentru că o mașină care stă la semafor sau în trafic poluează cel puțin de 2 ori mai mult decât o mașină care se află în mișcare. Cu alte cuvinte, tot Bucureștiul central este sufocat de poluarea noxelor pe care le emit aceste mașini. Autoritățile spun că măsura va duce la reducerea cu 35% a traficului din centrul capitalei. Nu se poate atâta timp cât la ora asta, mă uitam pe stradă, omul și mașina. Și cred că în momentul de față, după niște analize care le-am făcut noi, cel puțin 700.000 de mașini sunt pe stradă în momentul ăsta. Hai să zicem, se plătește taxa de poluare, da? Dacă circulă tot, să circulă și poluarea tot va exista. Unii reprezentanți ai opoziției nu sunt siguri că vor vota propunerea în ședința de Consiliu. Încă nu știm cine le distribuie, cine încasează taxa, cine gestionează taxa, nu știm dacă avem sistemul electronic de monitorizare și de emitere automată a sancțiunilor pus la punct. Deci, practic, vrem să începem ceva la 1 ianuarie 2020, dar nu suntem pregătiți. Sunt întrebări pe care o să le punem în ședința de Consiliu și, evident, că în funcție de răspunsurile pe care le vom primi, vom acționa și la vot. Dar, în forma în care este prezentată, proiectul nu este de votat. Restricțiile de circulație se vor aplica zilnic între orele 7 și 22. Proiectul prevede și amenzi de la 1.500 de lei la 2.000 de lei pentru cei care nu se vor conforma. Vorbim acum despre bani și bani mulți. Pensie de aproape 74.000 de lei brut este cel mai mare venit încasat de un pensionar din România, potrivit Economica.net, care citează datele Casei Naționale de Pensii. Vorbim de un fost magistrat care în clasamentul celor mai mari pensii este urmat de un fost pilot. Un fost pilot care încasează puțin sub 40.000 de lei brut. Și un parlamentar se află printre pensionarii cu venituri mari, cu aproape 20.000 de lei, dar și un fost auditor extern de la Curtea de Conturi cu puțin peste 16.000 de lei. Peste 10.000 de lei pensie mai încasează un fost grefier, dar și un pensionar care a lucrat în diplomație. Și vorbim acum despre un alt subiect, asigurarea locuințelor. Nu pare să fie o prioritate pentru români. Datele oficiale arată că puțin peste 1,7 milioane de case aveau în septembrie o poliță de asigurare, ba chiar au scăzut față de luna decembrie anului trecut. Deși legea îi obligă, românii nu se înghesuie să-și asigure locuințele împotriva eventualelor dezastre. Vreo 2-3 ani la rând așa am făcut. Și anul trecut n-am mai făcut, ne-am ambiționat, așa că... sunt probleme. Momentan nu mi-am făcut, sinceră să fiu. Nu am încredere, mai ales la noi în România, cu asigurările, știu de la mașină cum e, tocmai de asta nu prea. Alții nu știu ce cuprind polițele. Eu știu că sunt asigurată, am casa mea, am copiii mei, am... și asigurarea nu știu câți bani am noi, nu știm. De exemplu, eu nu știu la ce mă asigur. Eu văd acolo, dacă nu mă pricep, plăteam o... cum ar veni 100 de lei, nu? Că era două, da, pe an, că nu mă asiguram la tot ce scria acolo. Doar un sfert dintre proprietarii caselor de la stat au încheiat polițe de asigurare obligatorie care acoperă situațiile de inundații, alunecări de teren și cutremure. Despăgubirile pot ajunge la 20.000 de euro. Pentru a fi despăgubiți cu sume mai mari, există și polițe facultative. Cei mai conștiincioși sunt românii din Transilvania și din capitală. Peste 40% din totalul polițelor de asigurare sunt încheiate în aceste zone. La polul opus, cei care nu par speriați de pericole sunt locuitorii din Maramureș și Bucovina, unde mai puțin de 10% din locuințe sunt asigurate. La 50.000 de euro, prima de asigurare lunară ar fi aproximativ 4 euro și ar acoperi toate riscurile la care există expunere în România, pornind de la inundație, atât din cauze naturale cât și tehnice, și ajungând până la incendii din orice cauză. Conform datelor de la APAID și INS, din cele peste 9 milioane de locuințe din România, doar 1,7 milioane sunt asigurate. Piața francizelor din România a sărit de 3,5 miliarde de euro anul acesta. Sunt în total 450 de concepte, dintre care peste o treime din ideile de afaceri sunt românești, arată datele din piața citate de Ager Press. Este un salt uriaș care a avut loc în doar 5 ani. De exemplu, în 2014, piața francizelor se situa la mai puțin de jumătate, iar în 2018 vedem că ajunsese la 3,3 miliarde de euro, ca anul acesta să bifeze 3,6 miliarde de euro. Specialiștii sunt de părere că piața din România are un mare potențial de creștere și merge pe exemplul Franței, cea mai dezvoltată piață în acest domeniu, cu peste 2000 de concepte, România are avantajul că este încă o piață emergentă, cu o multitudine de nișe care sunt abia la început și care așteaptă să fie exploatate, ceea ce oferă oportunități antreprenorilor. Este vremea să ne uităm și spre piața valutară. Leul continuă să piardă teren în fața monedei unice europene. Banca Națională a României a publicat un curs de referință de 4,76 lei de bani pentru un euro, ușor mai ridicat față de nivelul de ieri. Este cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii mai. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu dolarul american, ce a fost cotat astăzi la 4,27 lei de bani. 4,32 lei de bani este cotația oficială pentru francul elvețian. Este un moment bun acum să ne uităm și la informațiile despre investiții și investitori. În câteva momente detaliem cu cifre concrete subiectul. Revenim! Suntem în direct la Jurnalul Economic și vorbim despre investiții și investitori. Evoluție nehotărâtă pe Bursa de Valori de la București în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi. Indicele beta al Bursei de Valori avansează cu 0,04% în acest moment, dar BETFI, indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi, pierde 0,13% din valoare. Ne uităm și la indicele care măsoară evoluția companiilor din energie, care are cea mai mare creștere de 0,31%. Valoarea tranzacției efectuate până la această oră este de 15 milioane de lei sub valoarea de ieri la aceeași oră. În clasamentul celor mai lichide companii de la Bursa de Valori din București conduce Romgaz cu tranzacții de 6,3 milioane de lei. Banca Transilvania este și ea în acest top cu 5,7 milioane de lei schimburi și puțin peste 1 milion de lei schimburi pentru fondul Proprietatea. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm câștigurile Nuclear Electrica de aproape 1,5%. Transgaz este și el aici cu tranzacții cu un plus de 0,54%. În schimb, acțiunile fondul Proprietatea scad cu 0,42%. Este momentul să ne uităm și spre bursele europene. Sunt pe verde astăzi, ca urmare a rezultatelor financiare bune anunțate de companii. Investitorii așteaptă să vadă și care sunt rezultatele negocierilor comerciale dintre Statele Unite și China, dar așteaptă și progresele Marii Britanii în ceea ce privește ieșirea ordonată din Uniunea Europeană. Haideți să vedem și ce se întâmplă cu principalii indici pe bursa de la Londra. Vedem o creștere de 0,81%, iar la Frankfurt, referința pieței de capital germane, DAX, avansează cu 1,21%. Este de altfel și cea mai mare creștere. Pe plus cu 0,32% este și indicele principal al bursei de la Paris, dar și piața de la Madrid vedem că are un plus de 0,85%. Referința pieței italiene este singura pe minus, e drept cu o pierdere redusă de doar 0,04%. Germania va fi nevoită să crească vârsta de pensionare la 69 de ani, arată cel mai recent raport al Băncii Federale. Ultima reformă al pensiilor din 2012 prevedea creșterea progresivă a vârstei legale de pensionare de la 65 la 67 de ani până în 2030, luând însă în calcul valul de pensionări de la mijlocul anilor 2020 și creșterea speranței de viață. Este posibil ca bugetul asigurărilor sociale să fie supus unei presiuni majore în următoarea decadă. Soluția Bundesbank a fost imediat criticată de politicieni care spun că nu este nevoie de mai mulți ani de muncă, ci de o creștere a bazei de calcul și de o eliminare a pensiilor speciale pentru funcționari, politicieni sau cei cu profesii independente. Parisul depășește Berlinul în privința investițiilor în startup-uri. Totalul investițiilor în startup-uri în capitala Franței s-a ridicat la 2,2 miliarde de euro față de 2 miliarde în cazul Berlinului. Potrivit firmei de consultanță Ernst & Young, de asemenea, Parisul este mult înaintea capitalei Germaniei în ceea ce privește numărul investitorilor, cu 230 față de 129, datorită sprijinului acordat de stat. Obiectivul guvernului francez a fost transformarea țării într-un centru dominant pentru startup-uri europene, reducând birocrația și aducându-i la un loc pe antreprenori și investitori. În urmă cu 2 ani, președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat intenția de a face din Franța o națiune startup și a cerut firmelor franceze să investească în noile afaceri înființate. Totuși, lider în Europa rămâne Londra, unde startup-urile au adus 5,7 miliarde de euro în 323 de investiții. Începem să devenim tot mai responsabili în ceea ce privește protecția mediului și ne vom baza tot mai mult pe energia verde. Procentul de energie regenerabilă folosit pe plan global ar urma să crească cu 50% în următorii 5 ani, potrivit Agerpres, care citează datele Agenției Internaționale de Energie. Acest fapt este determinat de utilizarea pe scară largă a panourilor fotovoltaice instalate pe locuințe, clădiri și în industrie. Din totalul energiei regenerabile utilizate, aflată în continuă creștere, energia fotovoltaică va reprezenta aproape 60%, iar cea eoliană 25%. Guvernele au înțeles că trebuie să sprijine populația pentru a adopta astfel de tehnologii și să ofere condiții tot mai bune celor care fac acest pas. În acest moment, energia regenerabilă reprezintă a doua sursă majoră de electricitate pe plan global, iar costurile în domeniu continuă să scadă. Protestele din Barcelona își fac simțite efectele și în economie. Marca spaniolă Seat, parte a grupului Volkswagen, a fost nevoită să-și suspende producția din cauza demonstrațiilor violente. Potrivit Profit.ro, fabrica este amplasată lângă Barcelona și a întrerupt lucrul timp de 2 zile. Asta înseamnă o pierdere de 3500 de automobile care ar fi fost construite în această perioadă de timp. Decizia de întrerupere a programului a fost luată în special pentru a se evita probleme legate de transportul muncitorilor din Barcelona la uzina situată la periferia orașului. Birourile companiei au fost deschise pe parcursul demonstrațiilor, dar personalul a fost sfătuit să lucreze de acasă. Uzina Seat are aproape 12.500 de angajați și sunt produse acolo inclusiv componente pentru întreg grupul Volkswagen și automobilele Audi. În continuare să vorbim despre roboți, unul mai priceput ca altul. De departe, printre preferați este robotul bucătar. Nu știu cât mai durează până îi vom vedea și pe piață în masă, dar sper să se întâmple lucrul acesta cât mai curând. Cu siguranță sunt unii dintre voi care spun că iubesc gătitul. Le place să petreacă timp în bucătărie, să prepare anumite mâncăruri, să-și etaleze talentul în a da savoare și aromă în farfurie. Însă, pentru o categorie și mai mare de oameni, gătitul nu prea mai este printre preferințe. Mai ales dacă vorbim despre omul modern, care este mereu pe fugă, mereu fără timp suficient să le facă pe toate. Un bucătar șef acasă este visul oricui, însă și costul unei vieți la așa standarde este pe măsură. Dar acum tehnologia îți aduce în bucătărie un adevărat șef de 5 stele, complet independent și care nu vrea salariul lunar. Aceste brațe robotice au fost lansate pe piață prima dată în 2016 și au fost produsul unei colaborări între mai mulți cercetători și câteva companii private. De atunci, robotul bucătar a tot fost upgradat. De fapt, brațele sunt doar o parte din întregul sistem, pentru că această bucătărie este în întregime robotizată. Astăzi, robotul are cele mai avansate funcții, vine cu un design frumos și îți transformă bucătăria într-un adevărat restaurant de lux. Brațelele robotice reproduc perfect funcțiile unui braț uman, apucă obiecte, le deplasează, mestecă în mâncare, adaugă ingrediente și tot felul de alte mișcări. Un soft integrat măsoară și recunoaște fiecare ingredient și cantitățile necesare. Omul, dacă nu vrea să aștepte cu minte să fie servit în propria casă, are control asupra bucătăriei prin intermediul unui screen touch sau chiar direct de pe telefon. Preparatul preferat îl poate aștepta pe masă, la temperatura perfectă, chiar când a revenit acasă de la birou. Când nu sunt folosite, brațele robotice se retrag și așteaptă următoarea rețetă. Dacă avantajele pentru consumatorii casnici sunt mai mult decât evidente, gândiți-vă ce înseamnă acest robot pentru restaurantele din lumea întreagă. În contextul în care lipsa forței de muncă specializate este o mare problemă pentru acest domeniu, robotul nostru bucătar ar putea fi calea sigură spre succes. Rețete respectate cu strictețe, eficiență la cele mai înalte nivele, costuri mici de întreținere și multe alte avantaje nete în fața variantei de a avea angajați umani. Probabil nu va putea testa gustul așa cum o face un șef adevărat, dar producătorii ne spun că nu mai este mult până acolo. Jurnalul economic se oprește aici. Eu sunt Sergiu Voicu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24, continuă știrile amiezii cu Cătălin Unu. Informația momentului este că Răzvan Cuc va fi audiat în ancheta DNA privind avioanele Tarom. Cum a obținut PNL voturile ALDE pentru investirea guvernului Orban și opinia fostului premier Dacian Cioloș despre raportul MCV, care critică extrem de dur justiția din România, sunt subiectele orei următoare. Rămâneți pe Digi24.